Salut, eu sunt Ori și bine m-a regăsit oameni buni la un nou episod din seria noastră Fortnite 1v1. Ei bine, de această dată avem un episod mult mai special. Ei bine, am primit mesaj de la Cristi. Salut Cristi, în primul rând, bine ai venit. Salut. La un nou episod pe canalul Best Norris aici cu noua lui Chelie. Deci nu uitați, lăsați un like, pentru că o să vină un domn cu o servietă, cu mulți bani și chestii. Bun, deci după cum puteți vedea și în partea dreapta a ecranului, Cristi joacă de pe telefon, bine, joacă de pe tabletă, dar tot se spune mobile player și a zis el că este cel mai bun player de pe telefon și că a făcut și 1 versus 1 cu cel mai bun player și a făcut top of 5, best of 5 sau cum s-o spune și el a câștigat, adică așa mi-a zis el, nu joacă adevărat, dar hai să vedem, am uitat la câteva faze de la el și cel puțin nu mi-a mai dat nimeni mesaj care joacă de pe mobil și zice că e cel mai bun player de pe mobil din România. Deci, hai să vedem, 3, 2, 1 și frumos acolo. Am încercat să punem cât de bine am putut și din perspectiva lui, pentru că gen prea s-a putut, dar sper că înțelegeți cât de cât ce face el pe acolo, ce butonează, pentru că am ținut neapărat să vedeți că el joacă de pe mobil și cum joacă un player de pe mobil. Da, bun. Și m-am uitat la niște faze și am zis, bă, hai stau un 1 versus 1, n-am mai primit pe nimeni care să-mi zică că joacă de pe mobil și e cel mai bun player. Și am zis, bă, de ce nu să dăm un try, știi? Și acum nu știu sigur dacă e cel mai bun, dar altcineva, pe altcineva n-am mai văzut, știi? Dacă aveți voi pe altcineva, puteți să-mi dați mesaj pe Discord cu ce faze are, pentru că la meciul trecut, unul versus unul trecut cu HGF, cu cel mai bun player de pe controller și chestii, ziceați voi că e altul mai bun și chestii, dar că eu sunt mai bun și chestii, dar voi nu-mi dădeați faze. Eu am nevoie de faze, frate, am nevoie de dovezi clare că el e mai bun, știi? Că eu nu mă apuc acum să dau cu toată lumea unul versus unul, vă dați seama că n-aș mai avea timp de nimic, dacă m-aș apuca să dau 1 versus 1 cu toți care zic că sunt mai buni de pe controller. Și am văzut că foarte mulți dintre voi jucați de pe controller, gen Xbox, PlayStation. Și de-aia el că el acum joacă cu 50 FPS-uri, nu? Și a zis că uneori poate să prindă așa vreo 70 FPS-uri, dar de obicei joacă cu 50-60, adică nu mai mult de 60. Nu mai mult de 60, deci ați auzit. Bun, și o să vă las și calul în descriere dacă vreți să uitați și voi la fazele lui, pentru că a fost drăguț și a venit aici. Mamă, da, băi, frate. Bine, eu am și puțin lag. Bine, și de la sezonul ăsta cu frame drop-urile. Dar măcar mie nu mi se mișcă în 50 FPS-uri, deci nu mă plâng. Pentru că v-am zis că dacă eu dau facecam la cineva pe Discord, îmi dă facecam și eu îl pun pe OBS, o să mi se miște puțin în lag. Adică nu o să mai miște smooth-ul ăla de 240 Hz. Nu știu câți de voi știți despre ce vorbesc, dar dacă aveți monitor de măcar 144, știți despre ce vorbesc. Dar acum mi se mișcă cam un 60 Hz, așa, știi, 75, ceva de genul. Dar e ok, frate, adică tu joci 50 FPS-uri, deci suntem aproximativ egal la cum, bine, aproape, nici atâta. Că tu joci pe un ecran mai mic, okay, adică nu se poate compara. Ok, am 200 ping. 200 ping? Am 23. Ești nebun. Și o să dăm câteva runde, nu știu, vedem. Bine, nu mai aștept să mă bați, zic sincer de acum. Că m-am uitat. Joci bine, dar nu mai aștept să mă bați, pentru că e destul de greu. Ok. Hai mă, joci, joacă acolo. Dă tot ce e mai bun din tine. Demonstrează aici pe videoclip că rupi. Băi, vă dați seama că e foarte greu să joc, să joci de pe controller. Nu știu câți dintre voi juca. Opa. Hai, dăm și tu un hit, dăm și tu un hit. Dă-mi un hit, dă-mi un hit. O dăm așa, bun. 80. Ah, nu e problemă. Ah, stai că mă uitam pe partea cealaltă. Bun, hai. 3, 2, 1 și deci, nu știu câți dintre voi, cred că nici 5% din care se uită la clipul ăsta nu joacă de pe controller. Foarte mult jucați de pe PC și de pe controller, doamne, de pe telefon. Dacă am mai zis vreodată controller, îmi cer scuze. Deci majoritatea ce jucați de pe controller, consolă și calculator, așa mi se pare. Că astea sunt cele mai populate, să zic așa. Bine, dar stai că eu te pot vedea partea dreaptă, ups. Să nu mă mai uit. Unde ești? Că uneori m-am uitat. Cred că o dată sau de doar m-am uitat, gata, nu mă mai uit. Uite, eu te văd aici. Știi că asta e a mea, nu? Și asta e tot la fel a mea. Și asta e Ditu. Hați, hați. Oh! Și-am crezut că mă bați. Dacă luai arma repede mă băteai, să știi. Un pump, dacă mai îndădeai, cred. Sau două hituri, ceva. Dar am luat repede, eu scarul și ți-am dat spam-ul ăla. E ok, bă, sper că pe filmare să se vadă totul bine, să nu fie lag. Da, și filmăm, e totul bine. Băi, și vreau să mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea de la ultimul clip, acela cu... Stai, stai, stai. Stai un pic, stai. Mamă, stai că eu strasperat, frate.
cu HGF, adică chiar v-a plăcut episodul de 1 vs 1 și am zis, băi fratelor, dacă v-a plăcut episodul cu controllerul, hai să facem și un episod cu un băiat de pe telefon, de pe mobile. Scuze bro. Scuze bro. E ok. E ok, ok. Oricum, e a doua zi. Da, dă-te și tu cu tableta mai în spate, mai în spate cu tableta. Acum mai te-am observat. Așa, da. Bun. Poți să joci așa? Că gen, da. El nici nu stă în cea mai, să zic, bună poziția lui, pentru că el trebuie să arate bine pe facecam, știi? Adică e puțin dezavantajat. Dar totuși, uite, mi-a luat high ground-ul. Hai să vedem. Ce-ai făcut, brodere? Mamă, deci vorbea... Deci Matei a început să vorbească cu bradere. A văzut la Mintu și a început să vorbească și el cu bradere. Și... Nu, cât HP aveai? Nu mai știu, că primesc viață, automat. Știu că ți-am dat 100 și 3 de 35. Da, eram super low oricum. Să ne spună lumea în comentarii cât HP mai aveam. Și a început Matei să vorbească cu bradere, a văzut el la Mintu. Băi, și a mai stat cu Matei prin conferințe și a vorbit și cu bradere. 1000 de licane. Da, exact. 1000 de licane, 3000 la mine. Hai, bă, stai, dă tu edit, Că vreau să dai și tu edit, să văd. Hai. Hai, ești gata? Gata? Wait. Ok, hai. Zizi. Ah! Mamă, ce hit mi-a dat. Oh. Căzut. Nu. 2 HP. 2 HP? Da, wow. 2 HP. Mamă, cât de aproape, bă, frate. Și vreau să vă întreb ce părere aveți de nou sezon. Chiar tu, ce părere ai de nou sezon, îți place? Da, doar că robotul care a apărut nou, parcă e prea rău pentru arena. Da. De exemplu. La meci normal să zicem că merge, dar la arena să bagi robotul ăla. Frate, lasă joc cu Vanilla. No. Oh, ai trecut. Nu. No. Hai că te-am dat 44. Ce faci, bro? Fugi. Nu mai fugi. No. Oh! Nu, iarăși! Ok, hai că nu mai dau cu trape, că deja poate e cele mea că că l-ai bătut doar cu trape și chestii, că nu știi sare să ai țintă. Ok, bine, hai că nu mai dau cu trape. Hai să aruncăm amândoi trapele. Ok. Bine, nu cred că le foloseai tu, dar e ok. Cred că era nevoie. Așa, bun. Că gen... Tu, ți-e greu să apeși ca să iei trapă, nu? Adică eu apăs doar pe tastă, e foarte rapid, știi, de asta zic. Să coate 5 butoane cu... Și el mi-a zis că acum, de cât timp joci pe 6 degete, parcă, sau? Da, cu două zile, de două zile și mai bine jucam cu 4 degete. Mamă, m-a spart degemon. Wow! Nu te cred. Nu cred, băi! Dar te bala muche de cuțit, e nebun. Ori am eu foarte mare bulan, ori ai tu foarte mare ghinion, nu știu cum să zic. Nu știu, dar nu știu. Da, să bro, e ok, e ok. Adică joci bine, frate, pentru telefon, chiar joci bine. Hai, 3, 2, 1 și... Băi, și am observat, frate, dacă postez Fortnite, bă, vă uitați o grămadă, mă, dacă postez orice altceva, mă, și CS, și 5M, și orice, sau și o reacție, sau... M-am postat cu Robic, adevărat sau fost, chiar dacă n-ați văzut clipul și vreți să mă susțineți în continuare și la alte clipuri în afară de Fortnite, nu uitați să faceți și nu uitați să folosiți și codul BESTORIES pe item shop. Am picat, mă ridic eu, stai. Da, ridică-te, că nu cobor. Hai că te aștept. Bă, se vede urât facecam-ul. Pune înapoi camera. Așa, mai întoarce telefonul. Ah, dar ți s-a întors de tot telefonul. Alo, mă mai auzi?
Ți-a blocat facecam-ul. Oh my god, nici nu știu de cât timp se vedea facecam-ul ăla așa, îmi pare rău. Dar v-am zis, e cam greu să-l pun cum trebuie. Cristi, dacă am lăsat. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar dacă am lăsat. E că i-a picat netul sau ceva. Hai că o dăm așa, gen... nu-i mai pun facecam-ul și aia a fost, știi ce zic? Gata. Îi scoatem facecam-ul frumos și jucăm și noi acum în, la potențialul nostru maxim, știi ce zic? La potențialul maxim. Hai, 3 din și. Acum o dau și eu la FPS-urile mele, știi? La 240 de Hz full, și. Hai să vedem. A picat omul. Oricum aveți dovadă clară că el joacă de pe telefon, dar asta am și vrut în principal. Bine, nu te aud foarte, să știi că eu nu te aud, te aud foarte încet. Microfonul de la telefonul. Opa. Om, mă sparge, fie mă sparge. Acum fix când jocul m-a spart, GG, m-a spart. Bă, jucam mai bine când aveam mai mult lag, ești de bun. Lol, 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 ok. Bun, și cred că mai o dăm, cred că o dată sau de două ori. Bă, dar ce frame drop-uri există? Bă, n-am văzut, mă, niște frame drop-uri în halul ăsta, băi. Tată, băi. Hai, 3, 2, 1 și. Mamă, ce schemă mi-a făcut? Păi, ești de mă... Nu, că mai dau una. Mai dau una că m-am supărat. 3, 2, 1 și... Stai că, mă, că construiam cu lemn. Cu metal, pardon, și cu brick și... Da, GG, bă băieți, cam aici o să închidem și noi clipul. Gata, frate, aici fac încheierea. Deci cam atât a fost cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Ne pare rău că la sfârșit s-a cam stricat internetul lui, nu știu ce s-a întâmplat. Dar dacă aveți episoade în continuare, nu uitați să lăsați un like și un share și subscribe și nebunii și chestii. Și bă, eu zic că chiar dacă am avut ceva mici probleme, eu zic că chiar a fost o idee destul de mișto, pentru că am jucat contra unui player de pe telefon și ia ieși din lobby, dai leave creativ. Și uitați, dacă dau leave creativ, ar trebui în mod normal să apară că iese de pe telefon, ca să vedeți clar că joacă de pe telefon. Bine, i-ați văzut mâinile cum se mișcau, dar nu știu ce vreți, o dovadă mai clară. Dar uitați, scrie aici de pe telefon. Bun. Deci, ne vedem data aviatoare. V-am pupat dulce, înainte să folosiți codul BESTNORIS pe item shop. Bă, BESTNORIS, mă. Hai, că-mi scria non. Aici scrie non, dar am BESTNORIS, mă doare capul. Nice, nice Fortnite. Și ne vedem data aviatoare. Ciao, ciao.